28 de decese și alte 1001 cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate în ultimele 24 de ore în țara noastră, din cele peste 6400 de teste efectuate. 6 cazuri sunt de import, iar restul sunt cu transmiterea locală. Din numărul total de cazuri din această zi, 18 sunt lucrători medicali. Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns astfel la 243.365 de cazuri. 28 de persoane au decedat astăzi, numărul total al celor decedați ajungând la 5.466 de cazuri. În total, până acum, 226.325 de persoane s-au tratat de infecție.